Regăsit la o nouă ediție a Ucrainei în limba română. După cum v-am promis săptămâna trecută, vom discuta în continuare despre anumite strategii pe care le aplică diferite formațiuni politice pentru această campanie pentru alegerile parlamentare din Ucraina. Nu a mai rămas atât de mult, maxim 2 săptămâni, timp în care mai multe partide politice, mai mulți lideri de partide politice încearcă cumva să intervină atât în spațiul public cât și în regiuni pentru a convinge cetățenii prin diferite metode, diferite discursuri electorale că ei sunt cei care le merită votul de încredere pentru alegerile din 21 iulie. Totuși sunt câteva subiecte în afară de strategiile pe care le promovează diferite partide în această perioadă, care se referă la modul în care este organizat scrutinul sau mai degrabă detalii tehnice care se referă la acest scrutin pentru alegerile parlamentare. În primul rând au apărut foarte multe dezbateri de săptămâna trecută și în această săptămână au fost continuate despre faptul că aceste alegeri parlamentare ar putea să fie cumva ori amânate, ori anulate din cauza unor detalii tehnice. Aceste detalii tehnice se referă foarte mult la anumite formațiuni politice care au decis să intre în cursa electorală un pic mai târziu și atunci instanțele de judecată, pentru că s-a opus Comisia Electorală Centrală să întreprindă anumite măsuri de schimbare a ordinii în buletinul de vot, a decis că această instanță, această instituție responsabilă cu organizarea procesului electoral ar trebui să își modifice anumite documente deja aprobate anterior. Anterior fiind data de 2 iulie, atunci când s-au trimis mai multe buletine către tipărire, iar în anumite regiuni chiar au fost trimise după 2 iulie deja buletinele tipărite. Cel puțin acestea sunt informațiile pe care le oferă presa din Ucraina. Printre aceste partide care au decis să intre mai târziu în cursa electorală se numără și formațiunea politică condusă de Mihail Saakashvili. Chiar dacă această formațiune nu va influența prea mult rezultatele finale ale votului din 21 iulie, totuși aceste mișcări sunt destul de importante pentru dezbaterile publice, pentru cei care doresc să folosească aceste discursuri și aceste mesaje în spațiul public pentru a crea sau, dimpotrivă, a diminua impactul la nivelul societății. Sunt câteva formațiuni politice care susțin această idee de a reorganiza lista sau modul în care sunt amplasați diferiți candidați sau diferite partide politice în buletinul final, dar sunt și câțiva reprezentanți ai unor forțe politice cu șanse reale de a depăși acel prag electoral care se opun acestui lucru, spun că de fapt nu se face altceva decât să se tărăgâneze procesul electoral sau chiar să fie pus sub semnul întrebării acest proces electoral în general, adică modul desfășurarea acestuia. Astăzi, totuși, pe lângă aceste detalii tehnice sau pe lângă aceste discuții care au apărut în spațiul public din Ucraina, aș vrea să continuăm și cu prezentarea câtorva formațiuni politice. O să mă opresc în mod special la formațiunea politică pe care o conduce Iulia Timoshenko, adică Batькоvщина, mai ales că ieri, 9 iulie, această formațiune politică a împlinit 20 de ani de la fondarea sa. Un eveniment destul de important pentru Iulia Timoshenko, care a și ieșit cu o declarație de felicitare a membrilor și susținătorilor partidului său, spunând că atunci când a fost creată această formațiune politică, Ucraina avea doar 7 ani de independență și era un mic copil, ceea ce înseamnă că și formațiunea politică și Ucraina practic s-au dezvoltat în aceeași perioadă.
și au înregistrat anumite succese împreună. Iulia Timoșenko nu vorbește prea mult despre părțile negative sau despre ce a fost rău în dezvoltarea acestei formațiuni politice. Ea s-a axat în discursul său de felicitare mai mult pe aspectele pozitive pe care le-a înregistrat această formațiune politică de-a lungul celor 20 de ani de existență și de implicare în viața politică de la Kiev. Totuși, sunt anumite particularități pe care vreau să le aduc în discuție sau cel puțin să vă atrag atenția asupra lor atunci când vorbim despre Partidul Batkovșina și despre Iulia Timoșenko în calitatea sa de lider al acestei formațiuni. Din ceea ce am observat eu, nu se diferențiază prea mult temele pe care le-a abordat Iulia Timoșenko în această perioadă și membrii acesteia pentru a convinge electoratul ucrainean să-i acorde votul pe data de 21 iulie 2019. Subiectele rămân aceleași ca și din perioada campaniei prezidențiale. Reforme economice, modificarea sau micșorarea tarifelor pentru anumite utilități și anumite servicii, lucru care este cerut și așteptat de către societatea ucraineană, mai ales după anul 2014, atunci când a avut loc și o inflație, dar și o majorare a tarifelor pentru foarte multe servicii și utilități, în special din cauza creșterii prețurilor la gazele naturale. De asemenea, Iulia Timoșenko mai vorbește foarte mult despre nevoia de a adopta anumite legi, de a modifica Constituția, dar și de a schimba formula de guvernare în Ucraina din republică semiprezidențială, semiparlamentară, în republică parlamentară. Și ea aduce drept exemplu că cele mai dezvoltate 30 de țări ale lumii, majoritatea dintre ele au o formă de guvernare, ca și formă de guvernare, Republica Parlamentară. Aici intervine cu un discurs de dezaprobare a acestui manifest al Iuliei Timoșenko și al partidului pe care ea îl conduce, domnul Razumkov, care este numărul 1 pe lista Partidului Slujitorului Poporului, adică formațiunea politică care îl susține pe președintele Volodymyr Zelensky. Și acesta spune că este împotriva unui asemenea demers, împotriva unei asemenea modificări legislative constituționale și el îi explică Iuliei Timoșenko că o astfel de inițiativă nu este în favoarea statului ucrainean pentru că trebuie să existe o balanță întru toate, și anume între instituția președintelui, între instituția parlamentară și alte puteri din stat. El spune că această balanță se poate face fără a modifica formula de guvernare, adică fără a transforma în Ucraina în republică parlamentară, prin aprobarea a două legi pe care le-a promovat extrem de mult Volodymyr Zelensky în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Și el aici s-a referit la legea despre demiterea președintelui, adică impeachment pentru instituția prezidențială, pentru persoana care se află în fruntea statului, dar și legea despre retragerea imunității parlamentare pentru cei care vor veni în Rada ucraineană și vor săvârși anumite acte de corupție sau vor încălca legea din Ucraina. Adică orice tip de lege, orice tip de infracțiune ar putea să ducă la retragerea imunității parlamentare pentru orice membru al viitoarei rade și nu numai viitoarea rada, adică viitoarea formulă legislativă, dar și ulterior. Acest discurs sau dezbatere între diferite formațiuni politice face bine pentru electoratul ucrainean, care are astfel opțiunea de a analiza din perspectivă proprie, ce este mai bine pentru viitorul țării și să își pună semnătura sau să dea acel vot de încredere pentru diferite formațiuni politice. De asemenea, Batkovșina mai insistă că trebuie să existe suport financiar și nu doar suport financiar pentru fermierii din Ucraina, dar ei sunt împotriva
acelei formule de proiect normativ care este prezentată în prezent de către diferite formațiuni politice din această țară, în ceea ce privește vânzarea terenurilor către cetățenii străini. De asemenea, Iulia Timoșenko vorbește foarte mult despre Donbass, despre modul în care ar trebui să fie soluționat conflictul din estul țării. Ea insistă pe anumite propuneri pe care le-a avut inclusiv în perioada campaniei prezidențiale, dar nu foarte mult. Acest subiect cumva trece în umbra altor teme pe care cei care s-au lansat în campania pentru alegerile parlamentare le promovează în această perioadă în fața alegătorului ucrainean cu drept de vot. Ce am observat din strategia Iuliei Timoșenko este faptul că are cumva două direcții în ceea ce privește viitoarele coaliții pe care și le-ar dori în viitoarea Radă Ucraineană. În primul rând, Iulia Timoșenko laudă și susține foarte multe dintre inițiativele lui Volodymyr Zelensky și nu neapărat a Partidului Slujitorului Poporului, pentru că, din ceea ce îmi dau eu seama, doamna Timoșenko încearcă să își prezinte propria candidatură pentru funcția de premier al țării. Și, de asemenea, o a doua direcție se referă la opoziția pe care o formează pentru ceea ce reprezintă astăzi sau a reprezentat inclusiv în ultimii ani Petro Poroșenko. Mai mult de atât, în dezbaterile electorale, Iulia Timoșenko susține faptul că fosta Radă Ucraineană nu este altceva decât o proprietate privată a lui Petro Poroșenko și pe care acesta a folosit-o în scopuri personale. Iulia Timoșenko omite să spună în această perioadă faptul că ea a fost parte a acelei coaliții legislative și că foarte multe dintre inițiativele pe care le-a avut partidul sau blocul lui Petro Poroșenko au fost susținute inclusiv de către Batkovcina. Da, într-adevăr, cu anumite modificări sau intervenții pe diferite proiecte normative din partea formațiunii sale, dar în mod constant, Iulia Timoșenko, de dragul acelei stabilități interne, economice și sociale, a susținut în diferite perioade partidul care a format majoritatea parlamentară de la Kiev în legislatura a 8-a. De asemenea, Iulia Timoșenko încearcă să vorbească despre teme europene și susține că integrarea în Uniunea Europeană este una dintre prioritățile Ucrainei, dar în același timp ea este împotriva unei îndatorări foarte mari a Ucrainei și luarea sau acceptarea de suport financiar din partea Fondului Monetar Internațional de către Kiev. Ea susține că în această perioadă este foarte important să existe un ajutor financiar, macrofinanciar pentru Ucraina de la instituțiile financiare internaționale, atât Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, cât și Uniunea Europeană, dar în același timp insistă că trebuie să fie găsite resurse interne, economice interne și financiare, astfel încât economia ucraineană să nu mai depindă foarte, foarte mult de către finanțatorii și partenerii externi. Poate în acest moment ar fi util să prezentăm și rezultatele unui sondaj efectuat la începutul acestei luni în Ucraina și care a fost prezentat chiar astăzi. Eu o să dau citire unor date care mie mi se par destul
destul de interesante pentru că arată și o comparație între ce a fost anterior, adică nu neapărat în perioada lui Petru Poroșencu, dar în perioada lui Victor Ianucovici, în ceea ce privește preferințele pentru vectorul de orientare strategică al Ucrainei în rândul cetățenilor ucraineni. Astfel, sondajul prezentat astăzi, eu o să dau link către știrea care a apărut, să puteți accesa mai multe detalii, dar și să vedeți pentru cercetările pe care le efectuați sursele oficiale de unde au fost luate aceste date. Astfel, acest sondaj, după cum am menționat anterior, spune că 69% dintre cetățenii ucraineni susțin aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. 13% nu susțin aderarea la Uniunea Europeană și există un procent de aproximativ 20% de ucraineni care nu sunt deciși în ceea ce privește vectorul de orientare strategică al țării. Spre comparație cu anul 2012, atunci când președintele al țării era Victor Ianucovici, numărul celor care susțin apropierea de Uniunea Europeană a crescut cu aproape 27%. Dar există câteva bariere pe care ucrainenii le menționează în același sondaj de opinie, care ar putea să îngreuneze procesul de aderare la Uniunea Europeană și, în general, procesul de apropiere cu Uniunea Europeană. Aceste bariere sunt extrem de cunoscute pentru toată lumea și ele se referă la corupție, ele se referă la conflictul din estul țării și, de asemenea, se referă la ineficiența administrației instituțiilor de stat, adică o reziliență foarte proastă din partea instituțiilor publice și o muncă ineficientă din partea celor care sunt decidenți politici și adoptă și implementează reforme și proiecte legislative. În același context, mi se pare foarte util să vă prezint și opinia lui Alexandru Daniliu, care este președinte al Consiliul Național pentru Securitate și Apărare. Acesta susține că în ultima perioadă a crescut numărul celor care au viziuni proruse în Ucraina și aceasta se poate transforma într-o problemă de securitate națională, dacă nu este deja o problemă de securitate națională. Daniliuc explică faptul că prin campania electorală pe care a promovat-o Volodymyr Zelensky în perioada alegerilor prezidențiale, el ar fi reușit să spargă această divizare a Ucrainei între Est-Vest, între proruși și pro-europeni, care era practic susținută artificial de către elita politică din Ucraina. Multe dintre formațiunile politice care astăzi sunt angajate în procesul electoral pentru alegerile parlamentare mai pun aceste accente și mai susțin astfel de teme în campania lor electorală. Petro Poroșenko sau strategia ucraineană a lui Groisman sau alți lideri politice, într-adevăr, nu ezită să folosească tema războiului și nici nu o pot face în contextul de politică externă sau de securitate națională. De asemenea, nici slujitorul poporului nu evită să discute despre conflictul din estul țării, doar că ei pun accente pe reformatarea acelui format de negociere a conflictului din estul țării, spunând că anterior au fost făcute foarte multe erori, foarte multe lacune au fost comise de către administrația precedentă și acum trebuie practic să se recupereze acea perioadă pierdută de timp. Practic, ceea ce încearcă să sugereze Daniliuc este faptul că acele forțe proruse, care se bazează pe mesaje proruse în campania electorală, și printre acestea sunt câteva formațiuni politice, una dintre ele cu șanse reale de a accede în viitoarea Radă Ucraineană, blocul de opoziție pentru viață, ar putea să ia în realitate mai puține voturi de la cetățenii ucraineni, datorită demersurilor pe care le-a avut Zelensky și echipa sa în campania pentru alegerile prezidențiale.
Tocmai pentru că a fost partea acea barieră între discursurile pro-est sau de divizare a societății ucrainene. Cei care îl contrazic un pic pe Daniliuc sunt sociologii și jurnaliștii. Astăzi a apărut iarăși un sondaj de opinie în care, comparativ cu săptămâna trecută, atunci când era publicat sondajul celor de la grupul Rating, blocul de opoziție pentru viață practic acumulează 14% din susținerea electoratului ucrainean. Săptămâna trecută această formațiune politică avea puțin sub 13%, iar jurnaliștii susțin că sunt între 30 și 40% din numărul de cetățeni ucraineni care nu mai consideră Rusia drept stat agresor. Și aceasta poate să fie inclusiv un rezultat al muncii din campania electorală pe care l-a depus Iuri Boyko și alți susținători ai apropierii din nou de Federația Rusă. V-am spus acum că câteva zile, mai exact săptămâna trecută, că am vorbit la București cu câțiva experți ucraineni care ne-au vizitat în această perioadă, adică în luna iunie și începutul lunii iulie, care mi-au explicat că tema sau susținerea temei cu Rusia stat agresor și conflictul din estul Ucrainei devine din ce în ce mai complicată, pentru că foarte mulți cetățeni ucraineni au obosit de aceste mesaje și au obosit în general de războiul din estul țării. De asemenea, experții ucraineni spun că nu prevăd în viitorul apropiat o intensificare a operațiunilor militare din estul Ucrainei, din simplu motiv că Rusia practic și-a atins câteva dintre obiectivele pe care le avea stabilite în ceea ce privește agresiunea externă, și anume să existe o tensiune continuă, ea să nu fie intensificată, dar să păstreze un fel de status quo, cel puțin până nu vor fi clare rezultatele alegerilor parlamentare. Și de asemenea, Rusia este foarte mulțumită că delegația sa a revenit la Consiliul Europei, mai exact în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, și în acest context nu va intensifica agresiunile sale externe. Pentru că am depășit timpul stabilit pentru această intervenție, o să lăsăm pentru o nouă ediție a Ucrainei în limba română câteva dintre elementele pe care le-a promovat în această perioadă formațiunea lui Iuri Boyko, adică blocul de opoziție pentru viață și alte câteva formațiuni politice care insistă pe apropierea mai mare către Federația Rusă, adică spre o reconciliere cu statul vecin Ucrainei, care este considerat a fi agresor în această țară. Și de asemenea, vă voi prezenta câteva detalii cu privire la scandalul care a apărut în presa din Ucraina în această perioadă, acel pod televizat și nu numai, dar și preluarea de către Victor Medvedciuc a mai multor televiziuni, a mai multor publicații ucrainene, prin care Federația Rusă reușește să promoveze anumite măsuri, anumite discursuri, anumite mesaje care practic schimbă foarte mult din percepția ucrainenilor cu privire la modul în care promovează Rusia anumite teme care o interesează. Până la o nouă revedere, eu vă doresc o zi frumoasă și sper că informațiile pe care vi le-am prezentat în această ediție vă vor fi utile pentru analizele și cercetările pe care le elaborați despre Ucraina.